Sărut mâna, distinse domnițe. Am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Am onoarea să vă salut, domnule colonel dr. Florin Șperlea, redactor șef al săptămânalului Armatei Române, Observatorul Militar. Vă salut, vă mulțumesc pentru invitație și salut și pe telespectatorii noștri. Înainte de a trece la tema emisiunii noastre, care în mod clar impunea un invitat special, precum este doctorul Florin Șperlea, reușesc cu sprijinul distinsului meu coleg, jurnalist militar, să facem ceea ce ne-am propus de mult, să vă semnalăm ultimele două ediții ale acestei publicații. Îmi face plăcere să vă prezint penultimul număr, pentru că pe ecran se află Regina României. Cred că așa îi putem spune pentru cadou pe care l-a făcut această minunată conațională României. O conațională care a fost aplaudată minute în șir pe marele stadion care i-a adus onorul unei întregi națiuni. Observatorul Militar este o publicație serioasă, standard NATO, spre deosebire de Defense Weekly, care este săptămânalul Armatei Americane. În această publicație toate paginile sunt color și se merge pe ideea promovării adevărurilor mai puțin știute despre Marea Mută, care e compusă din oameni în uniforme cu diferite grade. Pentru că am avut șansa să prezint acest număr cu Simona Halep, îl rog pe distinsul meu coleg și prieten să vă prezinte ediția care acum ajunge în unitățile militare. Da, acesta este numărul cel mai proaspăt, pentru că este chiar astăzi apărut. E un număr în care am vorbit despre acest show aerian de la școala de la Boboc, dar lucru foarte important pe care vreau să-l subliniez, în acest număr am realizat un interviu cu șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă. Felicitări pentru inițiativă. E o personalitate militară care a studiat peste hotare, care a comandat batalioane în Afganistan și în Irak și care își merită locul, postul pe măsura provocărilor vremii. Cu certitudine este și bucuria pe care am avut-o dialogând cu domnia sa și a dat un mesaj foarte clar pe care cei ce doresc îl pot urmări în site-ul și pe site, pentru că există și o ediție în format electronic www.presamil.ro. Acolo mesajul domniei sale a fost foarte clar: indiferent de orice fel de alte cântece de sirenă, își va duce mandatul până la capăt, așa cum i-a fost încredințat. Am văzut hotărârea domniei sale, determinarea de a-și îndeplini acest mandat și de a-l duce până la capăt, și m-am bucurat pentru că reprezintă, tocmai ca urmare acestui CV admirabil pe care îl are, este un model pentru cei mai mulți militari. Când mă aflam la Pentagon, mi-a zis un general de acolo că secretarul Departamentului Apărării poate să-și ducă mandatul până la capăt, adică omologul ministrului apărării, doar dacă ține la viețuirea pe funcția șefului comitetului întrunit al șefilor de state majore de la Pentagon. Așa e la americani, democrația de la care luăm notițe. Da. Stimați telespectatori, noi n-am căzut în ambuscada celor care pregătesc tot felul de lucruri mai puțin plăcute societății românești, cum ar fi intrarea unor intruși în legislativul românesc, lăsarea lor spre comicăria unor televiziuni de știri să se dea în stambă. Mă gândeam și mi-am adus aminte de misiunile îndeplinite peste Atlantic, în Statele Unite ale Americii, unde la Congresul Statelor Unite ale Americii, dacă ar fi pătruns manifestanți în legislativul SUA, poliția și-ar fi făcut datoria și în câteva minute, aplicând metodele legale, acolo, în Congres, ar fi fost numai cei care sunt mandatați de poporul american să-și exprime opiniile. În același timp, nu pot să nu reiterez afirmația unui senior militar român care a spus că demonstrațiile de stânga și de dreapta din țările aflate la granița de est a NATO folosesc unui singur om care trăiește la Kremlin, în Moscova. Duceți-vă aminte că frământările din Ucraina au început cu mari manifestații, apoi s-a ajuns la vărsare de sânge și la schimbări de care nici astăzi nu au dus Ucraina pe drumul progresului, prosperității și democrației, ci într-o zonă cu totul gri. Era necesar să abordăm astfel problema, pentru că atunci când vedem culorile pe care le afișează acum pe ecran
echipa care mă secundează. Nu trebuie să uităm 22 iunie 1941, când ostașii români au primit ordin să treacă Prutul. Acesta este evenimentul pe care vi-l supunem spre atenție, pentru că atunci s-a văzut cine ține la această țară și cine o vrea reîntregită. Domnule Florin Șperlea, dumneavoastră sunteți un istoric cunoscut pentru spiritul critic, pentru capacitatea de a vă detașa de elementele care țin de aspectul emoțional. În această perspectivă, cum interpretați în viziunea dumneavoastră momentul acesta, 22 iunie 1941, începutul operațiunii Barbarossa? Este foarte adevărat și dacă o să-mi îngăduiți un excurs, va trebui să vă spun neapărat că 22 iunie 1941 are directă legătură cu ultimatumurile sovietice din 1940. Prin urmare, sunt două evenimente importante pe care trebuie să le legăm, pentru că ele au într-adevăr o legătură inseparabilă și trebuie să vorbim despre ele, pentru că, de fapt, 22 iunie 1941 este continuarea militară, îndrăznesc să spun, a unei acțiuni care, de fapt, n-a avut loc atunci când trebuia, în iunie 1940. Iunie 1940, cum presupun că cei care ne ascultă știu. Unii știu, alții fiind tineri, nu știu. Atunci, sigur, poate că și pentru ei va trebui să precizez că în 27-28 iunie, în urma unor ultimatumuri sovietice, România, de fapt, este nevoită să-și retragă administrația și armata din teritoriul de dincolo de Prut, și lucrul acesta s-a făcut într-un timp foarte scurt. S-a făcut sub presiunea trupelor sovietice care trec deja în Istru și împing trupele române spre Prut, în pofida unui acord care totuși exista, dar care n-a fost respectat de trupele sovietice. Imaginați-vă ce însemna să muți administrația și instituțiile militare în mai puțin de 2-3 zile. Eu nu mai imaginez, dar mi-aduc aminte de ce îmi povestea bunicul meu, născut în comuna Alencăuți, pe malul drept al Nistrului, care și-a salvat soția, bunica, născută în Cetatea Albă, oraș românesc azi sub ocupație străină, și pe mama mea, născută la nord de Chișinău, i-a salvat pe locomotivă după ce a fost lovit cu patru armei de militarii sovietici. Barbarii militari sovietici. Așa au fost atunci când au cucerit Basarabia. Niște barbari. Da, fără îndoială, și mi-amintesc la un moment dat Dinu C. Giurescu vorbind despre acest eveniment, dădea exemplul unui profesor, un personaj admirabil în construcția sa intelectuală universitară, de data aceasta din Cerneuți, nu neapărat din Basarabia, deci din Bucovina, și care spunea că e totuși bucuros că intră trupele sovietice, pentru că era sătul, cum se spunea, de administrația românească. Aici trebuie să facă această paranteză absolut necesară, să spun că, din păcate, în cei 20 de ani ai perioadei interbelice, și poate asupra ei vom reveni, pentru că e important să vedem care sunt cauzele care au dus, de fapt, la iunie 40 și iunie 41, administrația românească n-a fost chiar cea mai fericită variantă. O bună parte din cei care erau trimiși cumva pedepsiți în administrația românească erau trimiși în Basarabia ca un fel de exil, dar care n-au fost întotdeauna niște oameni corecți, niște oameni care să inspire încredere populației de acolo. Deci au fost și destui români care, să știți, că au fost, iată cazul acestui profesor universitar. Dar interesant este altceva, că tot așteptând trupele sovietice, a reușit performanța ca la nici două săptămâni de la intrarea trupelor sovietice în Cernăuți să fie deportat în Siberia. Cum se spune așa, și-a împlinit visul de a-i vedea, dar în același timp de a vedea și Siberia, pe care cred că nu o vizitase, cel puțin în condițiile astea. Era libertatea pe care i-a asigurat-o Iosif Vissarionovici Stalin. Exact, și pe de altă parte vedeți ceea ce nu știa. Într-un fel trist pentru intelectual universitar să nu fi știut cu cine are de-a face, apropo de ceea ce spuneați foarte corect, de acești barbari, pentru că până la urmă nu mă refer neapărat la faptul că aveau sau nu aveau educație, ci la comportamentul pe care l-au. Exact, omul într-o după perioadă, trebuie judecat, absolut, corect. Într-o perioadă destul de tulbure. În ultimă instanță, Uniunea Sovietică, aceasta construită de Lenin după Revoluția Bolșevică, reprezintă și a reprezentat, iată, în acest est european, o permanentă problemă pentru statul român, indiferent cum s-a numit el, indiferent de regimul politic pe care
care l-a avut, fie că a fost vorba de monarhie, republică, chiar și Republica Comunistă aceea între 1948 și 1989 a avut dificultăți de cooperare cu partenerul sovietic. Eu nu o să am o dificultate să obțin acordul dumneavoastră prezent, pentru a prezenta pe ecran această hartă. Unii o cunosc, alții nu o cunosc. Cu roșu este teritoriul răpit al Basarabiei in integrum, adică inclusiv partea de sud până la Marea Neagră, inclusiv Bucovina de Nord cu Cernăuțiu. În Bucovina de Nord, în Cernăuți, au intrat recent, zilele trecute, trupele speciale ale Serviciului de Securitate Ucrainiană, pentru că au fost deranjate de existența acolo a unor intelectuali care n-au uitat limba lui Mihai Eminescu. Și noi sprijinim drumul spre vest al Ucrainei. Un paradox. În Transilvania vedem cu verde pământul cedat în urma dictatului de către România statului de la vest de țara noastră, un stat cu intenții revizioniste și astăzi un stat care ațâță în mijlocul României, în inima Transilvaniei de azi din 2018, gânduri secesioniste. Iar mai jos vedem cadrilaterul, o porțiune din teritoriul României care astăzi este pe teritoriul Bulgariei. Această hartă însângerată atunci și care nu o dorim să o mai vedem așa niciodată, a dus la acel moment în care conducătorii de la 22 iunie 1941 au decis ca trupele române să treacă Prutul. Era eliberarea Basarabiei, nu ocuparea ei, cum o prezintă unii istorici prosovietici de la Chișinău. Da, este foarte corect ceea ce a spus. Aceasta este harta tristă a anului 1940, iată, începută în iunie 1940 cu cedarea în urmă ultimatumului sovietice a Basarabiei și a nordului Bucovinei, în august 40 Ardealul de Nord și în septembrie cadrilaterul cu cele două județe, Dorostor și Caliacra. Este foarte adevărat că, pe de altă parte, trebuie să spun, eu spun mereu lucrul acesta și este important. Am avut o atitudine total diferită față de provinciile istorice care s-au unit în 1918 cu România. Pe de o parte știm, în Chișinău, la decizia Sfatului Țării, nu, din martie 1918, există niște rezerve pentru că rezerve de unire, pentru că era această precizare că erau rezerve minoritare. Nu neapărat, că și Inculeț a avut rezerve, dar... Inițial. Exact, inițial, corect. Este foarte adevărat însă că de-aia trebuie discutat mecanismul, cum arată aceste provincii. Nu să avem noi timp acum, nici nu vreau să insist asupra acestui lucru. E limpede că Basarabia, în substăpânire țaristă, în mai bine de un secol, arată diferit față de Transilvania, care este deja racordată, inclusiv la mișcarea politică din Austro-Ungaria, și reprezentată corect de către cei care sunt lideri ai Bisericii Greco-Catolice, pentru că în felul acesta, practic, România au o reprezentare religioasă foarte importantă. Dar ceea ce vreau să spun este că atitudinea asta a fost diferită pentru români tot timpul, mai ales după 1918. Pentru noi tot timpul adevărata mecă, nu? Cum spunea Adrian Păunescu la un moment dat, a fost totuși Alba Iulie. Alba Iulie a reprezentat cu adevărat chintesența momentului unificare, unificator de la 1918. Cumva, privind Basarabia, și Basarabia este venită în martie 1918, într-una dintre cele mai dificile perioade ale statului român. Suntem într-o perioadă în care funcționează armistițiul cu puterile centrale, nu neapărat înfrânți, dar incapabili să ducem acțiuni militare prin declanșarea Revoluției Bolșevice, o anarhizare a armatei țariste și o bolșevizare treptată a ei, care reprezintă un pericol în acest spațiu. Deci, deși Basarabia e prima care se unește, totuși, repet, atitudinea asta a fost diferită. Și unde se vede cel mai bine lucrul acesta? Poate că nu este neapărat acum posibilitatea, nu avem posibilitatea să explicăm în perioada interbelică, dar se vede în 40. În 1940, atunci când, nu, în urma acestor ultimatumuri sovietice este cedat
teritoriul de la est și de la nord-est, Basarabia și Bucovina de Nord, există o frământare în societate. Ei bine, în momentul în care în 30 august 40 are loc dictatul de la Viena, au loc demonstrații foarte importante, pentru prima dată când militarii înșiși, militarii activi care nu aveau ce să caute la aceste demonstrații, sunt semnalați și chiar au voci care se aud foarte clar în sensul, în sensul stopării acestor cedări teritoriale și este un moment celebru pe care îl vedem în anumite fotografii, în genunchierea populației în exact în București, la 30 august 40, atunci când se anunță dictatul de la Viena. Adică, de fapt... Lumea genunchea pentru că și-a dat seama că e începutul dezastrului. Era, într-adevăr, era o continuare a începutului de da, dezastru. Da, exact cum ziceți dumneavoastră, durerea era mai mare pentru Transilvania. Era mult mai mare pentru Transilvania, asta vreau să spun, și deci o valorizare diferită a celor două provincii istorice în întreaga perioadă interbelică și care se vede, dacă vreți, și în consecințele imediate. Din iunie până în august trecuse o lună, din acest 30 august până la abdicarea forțată a lui Carol al II-lea mai sunt doar câteva zile. Adică momentul cheie care a dus la destrămarea monarhiei autoritare pe care Carol al II-lea o impusese în februarie 1938 are loc, într-adevăr, de-abia după cedarea Transilvaniei de Nord. Acum, dacă îmi permite să fac așa ca simplu ziarist, o comparație cu niște momente din 2018. Cel puțin atunci erau bărbați de stat care rezolvau între patru ochi problemele conducerii României. Acum, apropo de momentul acesta, iunie 40 în Basarabia, trebuie să vă spun că Carol al II-lea a fost neapărat așa un mare bărbat de stat, pentru că, vedeți, una dintre întrebările fundamentale pe care istoriografia românească și le pune și... Da, dar plecarea lui de la putere a tranșat-o Antonescu între patru ochi cu el. Ar fi vrut, nu neapărat ar fi vrut să rămână, ar fi vrut să rămână, dar și-a dat seama, pentru că inclusiv câțiva din militarii cu grade importante din jurul lui Carol al II-lea i-au atras atenția că este aproape imposibil să mai facă ceva pentru el în contextul acela și în situația în care se află România și mai ales în starea de spirit profund anticarlistă care este vizibilă în august 40, iată și la începutul lui septembrie 40. Deci chiar militarii de lângă el, Mihai Manoirescu, de pildă, un politician care l-a susținut foarte mult pe Carol al II-lea, el însuși îi spune că e aproape imposibil să mai poată rămâne pe tron. Deci este mai degrabă o presiune pe care o exercită, dacă vreți, chiar anturajul lui și în care îi spune că nu putem să te susținem în asemenea situații, ceea ce confirmă ceea ce vă spun într-un fel, că momentul la 30 august 40, cedarea Ardealului de Nord, a însemnat de fapt destrămarea acestei stăpânii. O să mă pun o întrebare incomodă. Vă rog. Ajutați-mă, colegilor, și puneți din nou harta pe ecran. Această hartă se găsește în manualele de istorie ale liceenilor militari. Această hartă se găsește în manualele de istorie ale cadeților din academiile categoriilor de forțe, forțele terestre la Sibiu, forțele aeriene la Brașov, forțele navale la Constanța. Această hartă se găsește în manualele Universității Naționale de Apărare? Trebuie să vă spun acum că manualele liceenilor militari sunt manualele tuturor liceenilor din România. Prin urmare, manualele sunt aceleași. Harta aceasta, cu siguranță, se găsește în manualele de liceu. Iar în ceea ce privește învățământul universitar, pentru că aici vă mărturisesc, nu știu exact la Academia Navală, nu știu exact la Academia Forțelor Aeriene, dar pentru Academia Forțelor Terestre, care este cea mai importantă academie de formare universitară, militară în armata română, prin dimensiunea forțelor terestre implicit, acolo eu însumi predau cursul de istorie militară, prin urmare e clar că nu există neapărat un manual, deși există un suport de curs, dar cu siguranță această hartă este predată și tot ceea ce spun acum aici prezint într-adevăr și studenților. Prin urmare, da, se vorbește despre lucrurile acestea și mai degrabă, exact cum spuneați, și vă mulțumesc pentru apreciere,
aprecieri, că încerc critic să pun în lumină și lucrurile care nu ne convin, pentru că vroiam să continui apropo de momentul iunie 40. Noi trebuie să căutăm cauzele pentru care România Mare, căci suntem, iată, în an centenar și suntem foarte încântați de an centenar, nu o facem chiar poate foarte mult lucru. Poate să sunteți încântat, că eu sunt îngândurat. Sunteți îngândurat, de faptul că doar această româncă a făcut ceva pentru centenar. Doar ea. Spuneți-mi alt act de voință și de interes național care s-a petrecut până la victoria lui Simona Halep. Măcar unul. Da. Nu, asta aveți dreptate. Sigur că îngândurarea este absolut necesară și ați fost elegant probabil când a spus că sunteți doar îngândurat. Da, m-aș eu, sunt, bine, da. Eu sunt îngrijorat. Da. Dar nu, altceva vreau să spun, că tocmai pentru că suntem în an centenar, ar trebui să ne gândim și critic. De ce a durat această Românie Mare pe care am făcut-o totuși pe jertfa militarilor, soldaților în primul război mondial, de ce a durat doar 20 de ani? Și cauzele acestea, de foarte multe ori, poate ați observat în anumite tipuri de discursuri, sunt împinse undeva spre ceea ce se întâmplă în Europa. Sigur că Europa are problemele ei, le știm, este vorba de aceste state revizioniste, pe de o parte, sigur, Germania, dar care Germania este umilită după primul război mondial, sigur, responsabilă fiind socotită de declanșarea primului război mondial, dar umilită în raporturile ei postbelice, deci după... Și prin măsurile interne de asiguratorii ca să nu mai renască din punct de vedere militar. Da, pentru că orgoliul german exista. Fără îndoială. Și aici este într-un fel o necunoaștere sau o ignorare a unui principiu pe care îl folosește Clausewitz. Noi ne raportăm des la el, dar uităm ce consecințe a avut. El spune foarte clar, războiul este continuat politicii cu alte mijloace. Dar asta nu înseamnă că îi lași adversarului, nu-i lași adversarului posibilitatea de a se reconstrui. Occidentalii au înțeles lucrul ăsta foarte bine de-abia după al doilea război mondial. După primul război mondial n-au înțeles lucrul ăsta. Ori aici avem aceste state paria. Pe de-o parte Germania, socotită responsabilă de declanșarea războiului, pe de altă parte această Rusie bolșevică și care o vedem capabilă de aranjamente contra firii, să spunem, cum este cazul pactului Ribbentrop-Molotov. Ieri ca și azi. Ieri ca și azi, exact. Și într-un fel, sigur, revin, e importantă această construcție europeană, neînțelepciunea liderilor europeni de după primul război mondial în a reconstrui așezarea postbelică. Dar pe de altă parte există și chestiuni pe care trebuie să ni le reproșăm nouă înșine. Cum arată această Românie în perioada interbelică? A fost mecanismul democratic pe care toată lumea îl invocă spunând, vai, democrația interbelică, a fost cu adevărat acest mecanism democratic unul care a permis o coagulare a tuturor științelor în momentul iunie august 40? Nu, dar încerc să îmi dau seama că dacă nu învățăm această chestiune și nu vorbim despre ea, ne uităm astăzi cum arată România. Fiindcă România aceea din iunie 40... Ne uităm cum mai arată România. Eu, să știți, eu am mai spus aici, eu sunt un optimist incurabil. Pentru mine... Eu sunt pesimistul de serviciu. Da, sunteți pesimistul rațional, corect. Nu, sunt un optimist incurabil în sensul că eu cred în șansa acestei țări. Și uitați-vă, am spus mereu de momentul 1918. Nu? Suntem acum în perioada în care armata, dacă facem trecerea în timp, acum 100 de ani, suntem în perioada în care funcționează tratatul de pace cu puterile centrale, un tratat cumplit, robitor, umilitor. Suntem în perioada în care Basarabia a revenit prin decizia Sfatului Țării în granițele statului român. Referirile dumneavoastră sunt la perioada interbelică. Acum mă refer la 1918, da. Anul 1918. Deci suntem și în perioada care iunie. Da. Și la anii care au urmat. În iunie 1918, peste șase luni era România Mare. Adică din acest dezastru România apare ca o pasăre Phoenix care renaște, iată, numai câteva luni. Adică sunt momente de destin admirabil în care avem această capacitate, această energie regenerațională care pe mine mă inspiră ca istorie. Dar pe de altă parte, asta încercam să spun, că trebuie să vedem, să învățăm... Atenție, la acel moment evocat de dumneavoastră, avem de era un șef de stat loial, așa i-a și rămas denumirea, Ferdinand Loial. Corect. Da? Și o clasă. Aveam un guvern cu o putere admirabilă de convingere a curților europene inegalabilă ulterior, în opinia mea. Așa este. Nu, și un prim-ministru... aveam o armată fără de care
noi nu am fi avut această șansă de a reveni la granițele naturale. E corect și e o enumerare foarte corectă. Îl avem pe Marghiloman, care este un filogerman și care, de fapt, ar trebui să patroneze punerea în aplicare acestui tratat înrobitor cu puterile centrale și el este cel care tergiversează, care asigură posibilitatea unor militari de a fi păstrați în tot soiul de joburi pentru a-și continua apropiat de armată, pentru că, totuși, puterile centrale ne-au impus aici o demobilizare foarte drastică. Ori, mă întorc, spun de ce e important, pentru că în iunie 40, care înseamnă, de fapt, după aceea, iunie 41, care este o revanșă, dar iunie 40 înseamnă o distrugere a acestui eșafodaj intelectual și politic al României interberice. Ori la asta a contribuit temeinii Carol al II-lea, adică România aceea din iunie 40 este o Românie sfârtecată, o Românie împărțită, o Românie neașezată. Neașezată după 20 de ani de democrație, dar la această neașezare a contribuit în mod temeinic Carol al II-lea, care a distrus practic eșafodajul politic al României interberice. Avem o imagine pe ecran acum. Este o imagine emblematică pentru perioada care a urmat după plecarea lui Carol al II-lea până la momentul 23 august 1944. Adevărul este, estimați conaționali, că deși conducătorul statului, în mod oficial, a fost generalul inițial, apoi mareșalul Ion Antonescu și el a fost avansat la gradul de mareșal după ce inițial a fost făcut mareșal regele Mihai, ca să aibă autoritatea de a-l face pe cel care conducea statul, să aibă gradul corespunzător feldmareșalilor germani pe care o ima să-i aibă teoretic în subordine atunci când urma operațiunea Barbarossa. E bine, cele două personalități istorice, regele Mihai I și mareșalul Ion Antonescu, constituie personajele care au marcat, unul prin îngândurare, altul prin decizie, perioada anilor 1940-1944. Cum vă raportați dumneavoastră astăzi la cele două personaje? Pentru că nu mi se pare corect cel din stânga să fie prezentat numai în culori albe, cel din dreapta numai în culori negre, că nu mi-aduc aminte, fiind ofițer elev la Academia Militară pe atunci, în aula Academiei îl auzeam pe profesorul nostru de istorie, curajosul comandor Jipa Rotaru, spunând ceea ce a găsit în arhive despre deciziile temerare a unui general care știa că dacă va fi învins, nu va avea statui, ci va sfârși așa cum s-a întâmplat în fața plutonului de execuție. Sunt două lucruri. Una, dacă vezi de imagistică, observați cine este în prim plan, cine este în plan secund. Cam așa a fost și realitatea României între 40 și 44. Antonescu a socotit că Mihai, care în 1941 are doar 20 de ani și este deci un rege tânăr, e bine să stea în plan secund. A și stat, de altfel. Este celebră formularea lui, dacă vă amintiți de ea, când spune că a aflat despre intrarea României în război de la radio, de la BBC. Dar este adevărat aici, la fel de adevărat, că Antonescu este responsabil, din punctul meu de vedere, de intrarea României în război fără niciun fel de tratat de înțelegere politico-militară cu Germania nazistă. Aș vrea să amintesc un lucru, dacă mă îngăduiți câteva secunde, ca o paranteză. La 22 iunie 1941 au declanșat atacul 2,6 milioane de militari germani. De partea elaltă a frontierei se aflau 2,6 milioane de militari sovietici. Ulterior s-au alăturat trupele unor aliați ai Germaniei, precum România. Da, iar atacul a fost declanșat la ora 4:45 dimineața. E foarte corect. Pe de altă parte, e adevărat, Germania nazistă, Hitler, mai ales în directiva din decembrie 1940, deja inclusese cumva România în această operațiune pe care o pregătea. Antonescu a aflat destul de târziu și nu doar el, deci să spunem, leadership-ul militar la momentul respectiv, dar Antonescu cu precădere a aflat destul de târziu că România face parte din
din acest plan mai amplu al Germaniei naziste, care avea să devină operațiunea Barbarossa. Este însă, repet, de subliniat dacă Andreescu a procedat corect în privința acestei duceri în războia României fără o convenție politico-militară. Spun asta pentru că... Să vă pun și o întrebare? Putem să judecăm oamenii a acelui moment cu mintea de acum? Nu, avem acest drept să-l judecăm. Nu, avem acest drept de a arunca anateme pe ei? Nu, să-i plasăm în context, dar de asta aveți dreptate, dar el avea două exemple foarte importante pe care le știa, pentru că fusese contemporan cu unul, intrarea României în primul război mondial, era militar, era ofițer, și unul despre care oricum se vorbea, era vorba de războiul de independență. În ambele războaie, care sunt războaie de coaliție și război de independență, chiar dacă este doar alături de ruși, dar și în primul război mondial, România a intrat în război prin semnarea unor convenții politico-militare. O să-mi spuneți pe bună dreptate, dar... Nu, vă spun Bascu. O să-mi spuneți pe bună dreptate că și după războiul de independență, în pofida acestei convenții politico-militare, trupele rusești au uitat să mai plece de aici când s-au retras în 1878. Au plecat de aici în urma unui scandal internațional. De regulă, unde ajung, uită să mai plece. Da. Uită. Da, uită să mai plece, exact. Da. Adică avem o tradiție, de-aia vă spun. Bun. Și poate tocmai de aceea elita politico-militară de la 1916 a ținut în mod special să existe un acord cu Antanta pentru, deci o convenție politico-militară, tocmai pentru că avea această experiență tristă de la 1878. Întrebarea legitimă este, bun, și dacă ar fi semnat această convenție politico-militară, România ar fi arătat altfel după 1945? Este greu de spus, evident. Dacă ar fi semnat acea convenție care ziceți dumneavoastră, ar fi fost cel mai bun argument în mâna Moscovei ca să ne arate ca aceia care am fost, iată, inclusiv prin acte semnate de partea lui Hitler, și ne merităm soarta de tabără învinsă, deși noi am trimis armata noastră să elibereze Ungaria, să elibereze Ceoslovacia și trupele române au ajuns în Austria. Da, interesant este însă că nu ne reproșează asocierea cu Germania nazistă, deși obiectivele lui Antonescu în iunie 41 sunt foarte clare. În primul rând, eliberarea acestor provincii din Est, care fusese răpite de Uniunea Sovietică prin forță, prin cele două ultimatumuri în iunie 40, dar tot timpul ni se reproșează această asociere cu Germania nazistă de către cine? Ce să vedeți? De către ruși. Rușii care sunt semnatarii pactului Ribbentrop-Molotov, pe baza căruia și-au împărțit practic continentul european după 1940. Și să precizăm că nu le-a ajuns, nu le-a ajuns acel pact, dovadă că Hitler inițial a fost de acord cu un anumit contur în zona Bucovinei, iar după aceea creionul Bont al lui Stalin a lărgit, a mărit teritoriile luate cu japca, cu baioneta, cu cizmele imperiale de către soldații sovietici. Da, Uniunea Sovietică a fost un stat imperial. Da, cu această viziune agresivă asupra vecinilor, mai ales în zona aceasta europeană. Vreau să vă spun, sigur, de ce insistă asupra acestei convenții politico-militare? E foarte complicat pentru un istoric să spună ce ar fi fost dacă, dar ea este importantă pentru că în momentul în care, știți cum se întâmplă și într-o căsnicie, așa și în război, într-un fel, când toate lucrurile merg bine, toată lumea e fericită. E, când lucrurile încep să scârție, tocmai ca urmare... Mi-ați dat o idee să vă invit la o emisiune din asta de preziceri, dar să zicem preziceri astrologice istorice. Da, nu vreau să fac preziceri, dar încerc să așez lucrurile pe un făgaș firesc de interpretare, și anume, în momentul în care apar aceste conflicte între conducerea germană și conducerea românească, în special după Stalingrad, pentru că Stalingradul este un moment critic pentru întreaga desfășurare a războiului în Est, pentru Germania nazistă, implicit pentru aliați, deci pentru români, dar când apar aceste disensiuni, deja dintr-o dată Antonescu își amintește și are acest reproș: noi nu putem să mergem mai departe în orice condiții și dând la nesfârșit trupe. Adică Antonescu dintr-o dată pare să-și amintească de faptul că ar fi trebuit să existe un acord care să stabilească foarte clar care este cuantumul acestor trupe angajate. Părere. Nu vă contrazic, dar vă semnalez că atunci când dumneavoastră spuneți că trebuia un acord scris, nu se știa spre ce ne îndreptăm. Se presupunea că Berlinul va învinge, se presupunea, pentru că obiectivul numărul unu al lui Hitler a fost distrugerea celei mai numeroase armate de pe continentul european, armata sovietică, ca să aibă apoi mână liberă în vest. Sunteți de acord cu chestiunea asta? La momentul în care spuneți foarte bine dumneavoastră că se căuta obținerea unor angajamente scrise, Antonescu era sigur de final.
Bun, dar chiar și așa, și eu continui raționamentul dumneavoastră ipotetic, fiind atât de sigur de final, ce ar fi cerut la final fără existența unui acord scris? Orice? I s-ar fi dat orice? Bun, atunci vă întreb N-am și eu. Nicio îndoială că Bun, atunci vă întreb și eu. Ce a obținut totuși Antonescu de s-au speriat conducătorii partidelor politice tradiționale și au fost de acord cu defecțiunea casei regale de a-l aresta pe mareșalul Ion Antonescu? Bun, acum Antonescu de pildă obține în martie 44 de la Hitler, dar n-a mai avut niciun sens acest angajament verbal al lui Hitler că nu mai se simte legat de aranjamentul de dictatul de la Viena. Da, dar obținuse de la Moscova prin intermediar, prin nordici, un anumit tip de angajament. Există numeroase mărturii orale și chiar scrise, dar nu există textul. Da, tocmai aici e o întreagă discuție și nici nu vreau să intru în ea apropo de ce s-a promis. Da, mai înainte să intrat în acelea... Am mers oarecum și m-a bucurat intervenția dumneavoastră pentru că am mers pe același raționament, spunându-vă că și în cazul fericit, pe care să spunem că l-am putea analiza, deci și în cazul fericit, am văzut că ar fi fost în dificultate de a solicita ceva anume pentru că nu avea niciun fel de acord. Singurul lucru care spunea el ne leagă, îi spune lui și lui Ribbentrop, de altfel spune într-o scrisoare, și Ribbentrop îi confirmă lucrul acesta, este sângele vărsat. Uneori, știți tipul ăsta de gentleman's agreement contează și astăzi relația cu partenerul este strategic. Foarte important, sunt de acord, dar asta nu este suficient. Un ofițer american în Afganistan. Nu este suficient, asta în ce să spun. Și chiar și astăzi, vedeți, oricum, indiferent ce discută unul sau altul, trupele românești se află în Afganistan pentru că există o decizie în Parlament, prin urmare, reprezentanții prin vot ai populației, poporului, au spus da, voi puteți să vă duceți în Afganistan. În același timp, stimate domnule colonel Florin Șperlea, fără primul batalion de militari români comandat de actualul general Ciucă, trimis de generalul Popescu și de ministrul de atunci Ioan Mircea Pașcu în Afganistan, la cererea comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, noi nu eram invitați să intrăm în NATO. Sunt de acord și asta și spun că uneori sângele vărsat contează, dar nu este suficient. Sigur că dacă ne raportăm la România aceea din anii 40, România aceea din anii 40 nu are nicio legătură cu România de astăzi. Ea este o țară în care nu există partide politice, nu pentru că le suprimase Antonescu, ci Carol al II-lea în timpul monarhiei autoritare, regimul monarhic autoritar. Carol al II-lea este primul care întemeiază primul partid unic din istoria României. Nu e Partidul Comunist primul partid unic, ci este Partidul Națiunii, pe care Carol al II-lea îl întemează chiar în 1940 cu puțin timp înainte de cădere, de abdicare. Deci este o țară care nu are niciun fel de sistem democratic, nu există parlament, nu există partide politice pentru că ele sunt desfințate. Dar mareșalul Antonescu avea un dialog epistolar cu principalii lideri politici care îi se opuneau și doreau să-și păstreze arealul democratic. În același timp, prin scrisurile trimise, prin răspunsurile primite, se vedea că și de o parte și de alta e nevoie de dialog. Atâta cât era. Chiar un dialog destul de lung. Mă și întreb când aveam timp Antonescu să scrie scrisurile astea foarte lungi și care, în mod evident, sunt scrise da, de el. Da, știm și am văzut rezoluțiile Antonescu care începeau în colțul din dreapta sus al paginii. Da, și se mai undeva pe pagina undeva jos de tot, da? Da, așa este. Adică un om și se vede că sunt scrise de el pentru că este exact maniera lui de abordare. Da, e aici un paradox pentru că, vedeți, lumea spune de dictatura antonesciană. Ea este... mai degrabă un regim autoritar, sigur, în situații de război, nu numai că le răspunde partidelor politice, dar îngăduie aceste negocieri de pace ale Ministerului de Externe. Prin urmare, negocierile de pace se desfășoară cu acordul lui, el știe foarte bine despre ce este vorba. Nemții reproșează lucrul acesta și reproșează chiar aceste demersuri pe care Iuliu Maniu le face sub nasul lui cu reprezentanții Ministerului de Externe oficial al statului. Avea acest simț al viitorului în care știa că poate foarte bine să nu mai fie. Da, și e limpede că... Și-l interesa țara. Trebuie să spunem lucrul pe nume, foarte adevărat, da? Și e limpede că după Stalingrad și Kursk mai ales își dă seama că acest conflict în Est începe să încline cumva balanța din nefericire în favoarea Să nu uităm că atunci când vorbim de militarii români ajungi la Stalingrad, din nefericire pentru soarta multora dintre ei, mulți au ajuns cu căruța. În timp ce și germanii și sovieticii aveau mijloace motorizate cunoscute, ai noștri militari, mulți erau în coloane cu căruța. Asta a fost realitatea.
Am întrebat un supraviețuitor, un non-agenar, un veteran de război care a fost la Stalingrad și nu uit chestia asta pentru că m-a impresionat. Cum v-ați salvat și cum ați reușit să faceți drumul înapoi până în București? Are o casă pe la marginea Bucureștiului, o casă normală. Și mi-a zis simplu, pe timpul bombardamentelor săream în groapa proiectilului anterior. Această lecție de viață nu o poate avea decât un veteran, un om care a trăit războiul. Da, așa este. Eu încerc să așez cumva lucrurile într-o anumită... Pentru că dumneavoastră s-a observat foarte corect. Regele Mihai este prezentat adesea într-o lumină favorabilă. Sigur, poate că emoția de anul trecut a momentului mormântării sale a generat un anumit tip de comportament mai degrabă evlavios decât critic din perspectivă istorică. Ceea ce din punct de vedere uman este de înțeles. Este exact, aș putea înțelege. La fel, nu cred că de partea cealaltă Antonescu este cu adevărat liderul militar autentic, pentru că este responsabil, și o spun foarte clar, și contestatarii săi. Exact, este responsabil de, mai degrabă, de un fel de, de o atitudine diferită față de cetățenii acelui stat unde el este conducător, doar pentru simplu fapt că au o anumită etnie. Și aici, într-un fel, pentru că este legat de 22 iunie 1941, pogromul de la Iași, și mai ales transportarea evreilor din zona Iașului spre sud, pentru că pogromul în sine nu a însemnat neapărat, sau sigur, orice fel de acțiune de tipul acesta este o tragedie, fără îndoială, și, dar mai degrabă transportarea lor în condiții inumane în sud reprezintă o problemă, pentru că de fapt Antonescu, în calitate de conducător al statului, spune așa: există niște cetățeni ai acestui stat care nu sunt loiali, a stabilit el treaba asta, deci nu o instanță, ceea ce este foarte grav, și sunt neloiali doar pentru simplu fapt că sunt evrei. Lucrul ăsta este foarte grav. Și lecția noastră pentru astăzi, pentru că sigur au fost la un dat discuții, amintesc de Jipa Rotaru. Jipa Rotaru tot timpul discuta în termenii aceștia: câți au fost, dacă au fost mai mulți, mai puțin, cu 1, 2. Nici nu cred că are foarte importanță. Adevărul istoric e important, fără îndoială, adică e important să știm câte victime au fost. Dar nu cred că lucrul acesta este cel mai important. Cel mai important lucru pentru tânăra generație căreia noi ne adresăm astăzi, încercând să le explicăm cum arată istoria noastră, este tocmai lucrul acesta. Că un conducător al statului spune că niște cetățeni sunt neloiali de la bun început doar pentru simplu fapt că au anumită etnie. Trebuie să renunțăm la acest mod de a gândi cu privire la cetățenii statului român. Eu am fost în armata izraeliană, am avut dialoguri excelente acolo. Ba chiar mi-am spus realități din armata României, ceea ce înseamnă că sunt bine informați. Am vizitat și Muzeul Holocaustului. N-a fost nicio fotografie din România. Cineva îmi spunea că s-ar putea să le fi scos, că am venit acolo, colonel român, împreună cu doi colegi. Nu știu care este adevărul, dar pe timpul prezenței noastre nu era nicio fotografie incriminatorie la România, deși se vorbea de situația din Polonia și din alte state. Și pentru că am adus discuția despre acest moment, 22 iunie 1941, când s-a trecut la eliberarea Basarabiei, azi Republica Moldova, cu un teritoriu pe care nu mai stăpânește Transnistria, în nord, Bucovina de Nord, cu harta administrativă a vechii Bucovinei, este sub stăpânire ucraineană, la fel și Buceagu, dar iată, avem pe ecran acum, stimați telespectatori, un enunț interesant a unui comentator de politică internă și externă de la un alt post de televiziune. Esența acestui mesaj este foarte simplă. Din informațiile pe care le-a mărturisit unei agenții de presă cunoscutul analist, Cosmin Gușă, se fac eforturi la Washington DC pentru ca în viitor să există o singură ambasadă a Statelor Unite ale Americii la București, iar la Chișinău să fie un consulat. Ideea ar fi să se întărească granița Alianței Nord-Atlantice inițial pe Prut și a să fie viabilă pe Nistru. Are însemnătate acest citat, această trimitere, această referință, pentru că, iată, am fost amândoi în Republica Moldova și știrea momentului, pentru că suntem la agenda săptămânii. Ieri au fost anulate rezultatele alegerilor pentru primăria Chișinăului. Un adevărat scandal politic.
Ca om care vorbiți limba lui Mihai Eminescu și ați fost la Chișinău, cum vedeți situația actuală a României dintre Prut și Nistru? Bun, este dificil pentru mine să comentez ce se întâmplă acolo. Sunt destul de îngrijorat de această anulare. Dacă a... europeni avem voie, nu? E da, nu, fără îndoială, nu. Dar spun, acolo sunt, dincolo de chestiunile pe care le vedem, este un joc geopolitic destul de amplu, asupra căruia noi am mai insistat aici când ați avut bunăvoința să ne invitați și pe mine și pe alți colegi istorici. Ceea ce vreau să spun este că, într-un fel sau altul, pe mine, ca istoric, mă interesează felul în care în ultimii 28 de ani am privit acest spațiu. Și aici cred că avem destul de multe lucruri să ne reproșăm. Vă amintiți poate că atunci când, fiindcă invocați această vizită a noastră la Chișinău, un destoinic basarabean, pe care îl prețuim amândoi, e cunoscut publicului și nu are să-i dăm aici numele, dar ne-a întrebat la o cină de taină cu ospitalitatea care caracterizează, de care vorbește și Cantemir, și ne-a întrebat foarte tranșant, câte poduri a făcut România peste Prut? Vă amintiți că ne-a întrebat da, lucrul acesta? Și am mai spus ceva, și n-am fost în stare să-i răspundem nimic. Și am mai spus ceva, ceva care m-a durut. Este vorba, n-am să-i dau numele, dar este vorba de primul purtător de cuvânt al Armatei Naționale Republicii Moldova, care a fost la București și a fost pe prima pagină zilele importante pentru că a avut curajul să danseze la Cercul Militar Național cu frumoasa fiica ministrului apărării de atunci. A fost un gest superb pentru că inițiativa i-a aparținut ofițerului din Armata Națională Republicii Moldova. Acesta mi-a spus și nu uit această durere. Trebuie să înțelegeți că pentru un moment vrem să trăim în Republica noastră, Republica Moldova. Da, un soi de statalitate care, de fapt, și are sorgintea în această perioadă interbelică, în această republică sovietică transnistreană pe care o creează Stalin după 1924 și o pune în subordinea Ucrainei sovietice. Dar ca să facem un arc peste timp sau să vedem exact cum gândește elita politică după 1878, în mai puțin de 10 ani, peste Dunăre apare podul lui Angel Saligny, care arată foarte clar această dimensiune de transfer, cumva, a statului român în Dobrogea, pe care o căpătaserăm după 1878. Așa că întrebarea basarabeanului era perfect legitimă și la care ne-a fost destul de dificil să răspundem. Dar ceea ce vreau să adaug, apropo de legătura cu iunie 1941, este că aici, în zona aceasta, e o rană care pe noi ne deranjează astăzi, o rană nevindecată, fiindcă, de fapt, asta este Basarabia, indiferent dacă ea nu arată așa cum a existat în 1918, a spus foarte corect, nordul se află la Ucraina, sudul de asemenea, dar e o rană nevindecată și e o rană care, asupra căreia cred că n-am zăbovit cu atenția cuvenită. Nici din punct de vedere medical, ca să spun așa, și nici preventiv. Adică e o rană pe care n-am închis-o, o rană pe care am redeschis-o, dar pe care n-am știut să o îngrijim. Mai să sunteți istoric și din această perspectivă vă întreb, ca simplu jurnalist. Am citit într-o publicație electronică, care urcă frumos, jurnaliștii.ro, un comentariu amplu și bine documentat a unui jurnalist tânăr, Sebastian Rusu, l-ați mai văzut aici în studio. Și el are la un moment dat următorul enunț, care vreau să-l analizați din punct de vedere istoric. El spune că la ora actuală, adevăratul conducător al Republicii Moldova, domnul Plahotniuc, care are și cetățenie română, și cetățenie rusă, și cetățenia Republicii Moldova, se va simți, va fi simțit și la Bruxelles și la Moscova ca un om care joacă la două capete și că acest joc nu poate duce la decât la o implozie a Republicii Moldova. Ca istoric, credeți că jocul a două capete a folosit vreunei personalități în perpetuarea la putere? În general, cum se spune, statele mici au acest comportament duplicitar, nu ar fi doar ele, dar și marile puteri au comportament duplicitar, își urmăresc interesele, dar în general, când este vorba de state mici, atunci când, din punctul meu de vedere, atunci când ele reușesc să-și identifice foarte clar interesul propriu și îl asociază cu un interes similar al unei mari puteri, de obicei câștigă.
Ceea ce noi cred că nu reușim aici este să nu reușim să coagulăm interesele clare ale unui mari puteri în beneficiul nostru în acest spațiu. În timp ce rușii, de pildă, și o parte din elita politică de la Chișinău este foarte clar în siajul Moscovei. Și atunci plierea acestor interese în zona aceea pare să fie mai coerentă, în timp ce dincoace lucrurile par să fie mai puțin clare. Am un contraargument de ultima oră. Vă rog. Ieri, fostul secretar general adjunct al NATO, Alexander Verzhbov, a publicat un amplu comentariu, apoi preluat de presa electronică de la Kiev, la care am acces ca simplu cetățean, a cărui idee este: Ucraina acum trebuie să fie trasă mai aproape de NATO, pentru că, uite, are 4% din produsul intern brut alocat apărării Ucrainei. În condițiile în care această dorință exprimată de oficialitate, nu mai este oficialitate acum, dar e o voce care contează la Consiliul Nord-Atlantic, pledează pentru ca Ucraina să fie mai aproape de NATO. Atunci nu cumva și soarta Chișinăului cu cei care se mai uită spre Moscova va fi alta? E important și vă dau tot așa un exemplu din istorie. Stalin îi stabilește lui Litvinov, fostul ministru de externe din perioada în care Rusia sovietică era mai apropiată de societatea națiunilor, sarcina de a discuta cum va arăta această Europa răsăriteană după încheierea războiului. Litvinov, în urma discuțiilor, îi propune lui Stalin un raport și acolo sunt două lucruri pe care le putem vedea ca o permanență. Și acolo, în acest raport înaintea lui Stalin de către Litvinov, se spune foarte clar: niciuna dintre țările din acest spațiu est-european nu va avea o politică externă care să fie contrară intereselor Uniunii Sovietice, în primul rând, și nu va face parte dintr-un bloc militar oricare ar fi acela. Cu alte cuvinte, aceste țări erau în buffer zone. Exact, zona neutră, exact. Da? Iar atunci când Litvinov face această discuție, Ucraina este parte a Imperiului Sovietic. Prin urmare, atunci când toți occidentalii discută despre Ucraina, trebuie să gândească din perspectiva rusească și care văd că de-aia e Ucraina, adică teritoriul lor de graniță, nu este o țară independentă care... Bun, sigur, discuția e separată din punctul meu de vedere în privința Basarabiei, pentru că Basarabia este o provincie care n-a aparținut niciodată Imperiului Țarist și nici Sovietic. I-a aparținut prin forță atunci când a fost cazul, dar niciodată nu i-a aparținut. Este un teritoriu românesc și tânăra generație de astăzi trebuie să învețe lucrul acesta foarte clar. Este un teritoriu românesc care nu are ce căuta în această discuție despre Imperiul Sovietic, Imperiul Țarist, pentru că este un teritoriu românesc care trebuie să aparțină statului român. Ultima întrebare este una grea. În decembrie 1989, amândoi știm că mulțimea scanda: soldați, pe cine apărați? Acum, în 2018, în această perioadă, pe cine apără armata României? Armata României apără ca întotdeauna potrivit jurământului pe cetățean și frontierele statului român. Va fi întotdeauna valabil, jurământul militar este sfânt, așa încât nu se va pune problema și chiar și atunci, fiindcă vorbeați de momentul decembrie 89, în pofida unor lucruri pe care ne-a fost greu să-l recunoaștem după decembrie 89, dar cu toate aceste încercări de a fi în slujba regimului politic, armata română, la un moment critic, decide care este, într-adevăr, sarcina ei și se desprinde de regimul comunist, ea însăși fiind umilită în destul în ultimii ani ai regimului comunist, așa încât cred că armata întotdeauna are această luciditate și mai ales respectul față de jurământ este clar, nu se pune problema în alți termeni, iar dacă discutăm despre felul în care anumite chestiuni apar în spațiu public, dar care ține evident de propaganda rusească și care spune așa: nu apărați această clasă politică pentru că ea este cea care... toate acestea vin pe o filieră limpede rusească și este un fel de efort de a produce o ruptură între cetățean și lideri, între România și Uniunea Europeană. Aceste două direcții sunt cât se poate de evidente în propaganda rusească de astăzi. Domnule colonel dr. Florin Șpelea, vă doresc ca dumneavoastră și echipa cu care realizați acest minunat săptămânal să aibă reușitele
dezirabile, mai ales că se apropie și ziua presiei militare, dacă a rămas în acea zi, când așa e 23 este. Iulie. 23 iulie 1859, primul număr al Observatorului Militar în timpul domniei lui Cuza își făcea apariție. Să fiți mândru că fiind colonel activ, purtați gradul lui Alexandru Ioan Cuza. Așa este. Și să vă dea Dumnezeu dumneavoastră și promoții din care faceți parte șansa de a păstra armata României puternică. Vă mulțumesc frumos pentru prezența la emisiunea Agenda Săptămânii și vă invit, stimați telespectatori, mâine seară la o ediție specială a emisiunii Ziua Z la ora 20:30. Bună seara!